Victor! Bine ai venit, Dani! Ce surpriză extraordinară! Bine te-am găsit! După atâtea ani! Nu pot să cred! Am aterizat și eu de vreo oră. Ia să vedem cum arată marele poet Victor Lavrie! Aproape neschimbat! Vreo 10 kg în plus! Te-ai întors, Milo! După atâția ani! Dacă ieri mi-ar fi spus cineva că o să mă întâlnesc cu tine, și răspuns, fii serios, Milor bate continentele. Ce mai e pe aici? Tot guvernatorul? Tot. Stai, ce faci? S-a renunțat, nu mai e cazul. Nu se mai folosesc metodele astea. Eram convins că situația nu mai putea continua așa. Cum a trecut vremea? Da. Spune mai bine ce fac băieții. Hai, intră, te rog. George, decan. Da. Pascal a plecat și el. Jean. Jean face niște cursuri la Institutul de Îndrumare și Învățământ. Jean la Institut? Dar ce l-a apucat? El a făcut vreo 3 facultăți. Bei ceva, da? Da. Sunt niște cursuri mai speciale, ți-i explic eu. Și tu? Eu. Sunt redactor, am o revistă. Și o emisiune de televiziune. Da? Bravo. Ești mulțumit? Da. Ce mașină e Marcel? Pe Marcel l-am văzut de mai multe ori. E în Peru. Arheologul era cel mai bun dintre noi. De ce zici, era? Când te despart un timp atât de lung și o distanță așa de mare, bine te las, Daniel. Rămâi cu bine. Noapte bună. Îți mulțumesc că ai trecut. Bună! La revedere! Cetățen ai insulei, vânzarea liberă a alimentelor este o metodă nehigienică. Liga vă propune să luați masa în cantinele orășenești. În sala de mese, căutați să respectați repartizarea pe cartier. Mâncați? Nu. Dar nu mai e nimic în borcan. Nu pentru mine iau. Știți, eu cresc porumbei și am aici 2 pui care au rămas fără mamă. Și ăștia mici nu mănâncă decât pâine muiată în iaurt. De ce nu mai au mamă? Ori au prins-o vecini și au tăiat-o să o mănânce, ori a fost otrăvită de cei de la primărie. Murdăreau fațada clădirii. Am rămas ultimul columbofil din oraș. Și totuși am văzut câțiva porumbei. A, da, știu, sunt migratori. Vin la locurile știute. O să moară, domnule. Cetățeni ai insulei, vânzarea liberă a alimentelor este o metodă nehigienică. Liga vă propune să luați masa în cantinele orășenești. În sala de mese... Mulțumesc, Cristi. L-am pus și un cotlet. Pentru puțin. Îl știi? Trece mereu pe aici. Îi dau pâine, resturi de mâncare, nu știu cine o fi.
E ultimul columbofil din oraș. Am găsit unul pe noptier, încerca să se strecoare în pat. Am astupat toate crăpăturile. Asta e? Trăim într-o insulă bătută de vânt și mâncată de vierni. Și aici te-ai întors tu, Daniel, printre noi. Totdeauna ți-am spus că n-ai instinctele bune. Asta sunt. Și ăștia suntem toți. Ce să-ți povestesc, Daniel Renal? Milord, am devenit o locuitoare fericită din insulă. Ei bine, da, m-am liniștit. Nici măcar resemnat. De ce te uiți așa la mine? Am avut dreptate când ți-am spus că n-ai instincte bune, Daniel. Altfel nu te-ai fi întors. O să ajungi și tu un om nou și fericit din insula. Un om al viitorului. De istoria multimilenară a poporului, a insulei noastre. Am convingerea că un om nou este marea. Cu toții avem convingerea. Ce spuneai de Victor? Domnule guvernator, că a te recuperat mine. Și crezi că a venit întâmplător? La o oră după sosirea ta, fără măcar să-l anunți. Noi toți salutăm această inițiativă ca pe o emblemă a timpului pe care îl trăim. Vă mulțumim. Ia uite, mama! I-ai mulțumit lui Daniel? Pierre! Da? Pas! Nu, copilul nu e al tău. Aș putea să reproșez un singur lucru astăzi, că nu l-ai chemat la Paris. Era nevoie de o simplă invitație. Acum însă poarta s-a închis. Eu cred că te lași cuprinsă de disperare, Michelin. Disperarea și luciditatea nu se exclud. Și pe urmă eu n-am imaginația ta. Eu nu fac literatură. Nu e cadavru viu, nu e ciuma, suflete moarte, toate cărțile pe care le-am citit de la tine. Realitatea pe care o trăim noi aici depășește orice ficțiune, înțelegi? Ce-i cu tine? Va trebui să plec. Unde să pleci la ora asta? La Institutul de Îndrumare și Învățământ. Victor mi-a spus că Jean Elby e și el acolo. E profesor. E profesor. E acolo de câțiva ani. Mereu întreabă de tine. E singur convins că te vei întoarce. Da? Te așteaptă ca pe Mesia. Sunt Michelin Rolbon, strada Zorilor 23. Vă rog să veniți să mă luați. Le dai telefon? Va fi totul pregătit. Bună seara. Tu? Le-ai dat telefon? Adică, tu i-ai chemat? De ce? De ce? Nu-i nimic, n-ai nicio grijă, așa facem toți. Nu-i arestare. Când simțim o tensiune, facem un curs și pe urmă ne întoarcem acasă. Bine, dar cum ar fi știut ei că n-aș mai fi fost la fel ca ceilalți. Acum înțelegi de ce am vrut să mă lași liniștită în somnul meu. Dar ce e institutul ăsta? Un spital psihiatric deghizat? Ce e? Am aerune nebune. O să afli mai târziu ce e cu institutul. Deci toate microfoanele ascunse, toată armata aia de turnători și agenți au devenit inutile, nu?
Da. Fiecare propriul său paznic. O să trebuiască să plec, Daniel. Pot să te caut acolo? Nu. Legea insulei e izolarea. Domnul Rainal, auzisem că v-ați întors. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Nici nu-mi vine să cred, sunteți mereu original. Vă las, la revedere, sunt așteptat. La revedere. Bună ziua. Bună ziua. Sunt Daniel Rainal. Buletinul de identitate. Da. Poftiți. A sosit Daniel Rainal, P23-42-13. Domnul Rainal? Da. Domnul președinte al Colegiului Ideologic vă așteaptă. Vă mulțumesc. De ce sunt doar câteva becuri aprinse? Facem economie de curent. Ce mai faci, maestre? Când te-ai întors? De câteva zile. Ia loc. Ce vei, Campari, Cinzano? Am un Florio. Adune sticla pusă deoparte. Vreau să sărbătorim întoarcerea lui Daniel Rainal. Am aflat de succes. Când ți-am văzut în ziar fotografia și cronicile, mi-am zis, iată un insular care a spart gheața. Da, am avut și eu un merit. Sunt primul tău editor, nu? Știi că am publicat și noi câte ceva despre succesul tău din străinătate? Cu o fotografie din tinerețe. Domnule președinte, eu aș vrea să vorbim despre... Știu totul, maestre, știu totul. Crezi că am uitat? Gânduri pentru mai târziu. Ăsta e titlul, nu? Cine se ocupa de carte? Helen. Helen, vino la mine, te rog. Cum era să-l uit pe scriitorul meu preferat, Daniel Rainal? Ai semnat un contract? Bineînțeles. Vrei un avans? Ocupă-te de domnul Daniel Rainal. Da. Sărut mâna. Bună ziua. Formele pentru plata unui avans și toate celelalte, da? Da. Sunteți convocat la domnul guvernator. Eu sunt convocat sus. La revedere și peste câteva zile să-mi dai un telefon. Tot bine arăți, iubitule. Eu arăt cum arăt, dar tu arăți chiar foarte bine. Te-ai măritat? Am un bărbat, Daniel. Nu ți-am trimis romanul publicat în străinătate să nu-ți fac neplăceri. Apropo de neplăceri, tu vorbești?
Cum adică? Ce vrei să insinuezi? Ei, ai plecat când ai vrut? Te-ai întors fără să pățești nimic? Adaugă prietenia ta cu Victor Labrie, apariția interviului și ai să afli ce gândesc despre tine. Deci, după părerea ta, eu sunt un ticălos, nu? Un turnător care s-a întors din misiune. Da? De ce să-mi fac griji pentru carte tocmai eu care sunt omul lor? Dar pentru mine e foarte simplu, Daniel. Dacă ți apare carte, ești de-al nostru. Formați rânduri compacte. Cum adică de-al vostru? Vrei să spui că și tu? Cum altfel, Daniel? Manifestați-vă entuziasmul, manifestați-vă adeziunea față de ligă și guvernator. Daniel! Jean! Bine te-am găsit! De unde ai apărut? Din spuma valurilor, ca Venus. Mi-au dat drumul pentru o oră, nu mai atât. Și-am venit să te văd. I-am spus că tu trebuie să te întorci. Nu se poate să rămâi în funcție. Ești obișnuit să trăiești la malul mării. Ce bucurie extraordinară! Al acestei mări! Ah! Suntem iarăși împreună. O fie, o să fie, numai Marcel mai lipsește. Bine, dar e Victor aici. Ah, ce dezamăgire, lasă-mă cu asta. Apropo, am citit acum o lună că o să-ți publice gândul pentru mai târziu, e adevărat? M-au mințit, Jeanne. Realitatea de aici. Nu, Daniel, nu e realitatea. E doar reflexul ei, o iluzie. Ai trăit prea mult timp în libertate. 11 ani și 28 de zile. Te-am așteptat în fiecare zi, absolut în fiecare zi. Chiar și după ce am venit la institut. Apropo, ce-i cu institutul ăsta? Și Mișline acolo. A, da? Și da? Ce e, un fel de spital psihiatric deghizat? Omul venit în libertate nu mai are imaginații. Ascultă, Daniel, după ce ai distrus totul, economie, știință, morală. Și unii nu sunt de acord cu asta. Ce faci? Îi distrugi și pe ei, nu? Ai să zici că-s milioane. Ei și? Îi uniformizezi, îi egalizezi și iată omul nou. Unul singur multiplicat. Fără niciun fel de valoare individuală. Cine le rezistă, merge la institut. Daniel, individul nu mai e individ decât atunci când încetează de a mai fi individ. Bine, dar refugiu în creație. Asta era valabil înainte de plecarea ta. De, ce vremuri. Că atunci încă ne mai arestau. Pe mine, după ce m-au luat, m-au izolat. Am stat 3 luni singur în celulă. Deasupra patului aveam un păianj. I-am spus Albert. Nu l-am omorât? Îi stricam doar pânza, de frică să nu mă prindă în ea. În fiecare dimineață treceam degetul printre fire. După câteva zile n-am mai reușit să-și refacă pasă. De să nu devenise informe. De nerecunoscut. Nu mai avea finețea dinainte. Era un simplu ghem, înțelegi? Asta e cu creația acum. Mai scrii? No. Cum o să-mi permit? Vrei să iasă un ghem inform? Totuși, cum se face că în această lume de paiațe cu sufletul amputat, tu ai rămas singurul întreg? Eu rezist, iar ei mă așteaptă. Nu vezi? Mi-au dat drumul pentru o oră. Fiindcă știau că ai să te întorci. Suntem pe o insulă. Ai uitat? Până unde crezi că se poate înnota, Daniel? Eu cred că ești singura noastră speranță. Cum adică? S-ar putea să ai ocazia să vorbești în public.
Daniel, ești un mare scriitor. Poate că sclavii te vor asculta. Poate că mai vor încă să lupte după ce au aplaudat atât. Să vorbesc și să fiu ascultat aici, în insula Victoriei. N-ai nicio altă șansă. Târgu cu călăi sau sinucide pe entuziaste. Crede-mă. Rămâi cu bine. Jean. Hmm? Mai trebuie să mă vezi. Când poți. Da? Am ieșit să fac o vacă. Unde puteai să fii? N-ai mai apărut de mult, să rămână. De ce nu mi-ai dat un telefon? Te-aș fi așteptat. Am vrut să-ți fac o surpriză, milord. Ai să râzi, dar află că s-au dat toate aprobările. Vorbești serios? Mm-hmm. Doar că va trebui să revezi câteva fraze. Adică să le suprim? Ai ghicit, iubitule. Uite de pildă. Siluirea personalității de către spiritul colectiv, până în cele mai intime ascunzișuri și transformarea eu-ului individual în fața amorfa eu-ului comunitar. Asta nu merg, iubitule. De ce nu le tai tu? N-am niciun chef. Și nici n-am dreptul. Din moment ce nu mai există cenzură. Așa că eu am să fac o baie. Până vezi tu ce am notat eu pe acolo. Apropo de siluire, știi cum se numește sutienul ăsta? Nu. Era nouă. Și chilotul? Avânt victorios. Dar văd că nu te prea amuzi. Sau ai amuțit văzându-mă goală? Alo? Da? Bună, Victor. Cum? Nu dormeam. Cum să fie? E frig, nu prea e apă? Cum? Dar nu pot să mă obișnuiesc. Nu pot și nici nu vreau. Nu vreau. Bine, vin, dar să știi că n-am să fiu un oaspete prea agreabil. Bine, plec imediat. La revedere. Salut. Aici te-ai mutat. Te rog. Îți mulțumesc. Ai loc? Ai o casă foarte frumoasă. Puteai să o descoperi mai demult. Stăm doar la câțiva pași. Până și la tine e frig. Și imediat ce ai sosit, am văzut lumina la fereastră
Și am intrat. Da, de ce nu mi-ai spus nimic despre misiunea ta? N-am vrut să te indispun de la început. Așa? Vreau să te las să respiri. Mm-hmm. Milord, n-ai nicio ieșire. Adică? Nu ai altă soluție. Există o singură cale, cea pe care am ales-o noi și pe care până la urmă ai să o alegi și tu. Asta e calea pe care ați ales-o? Victor! Oh, Doamne, ăștia iar au stins lumina. Niștește, o mică pare de curățător. Doamne, mi-așa de rușine, hai, crede? Gata. Bună seara. Veronica, soția mea. Victor, mi-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră. Deci v-ați reîntors pe insula noastră? Da. Foarte rar. Ne-mai auzit. Hai să ne așezăm. Sau... Hai. Nici nu știu să fi revenit cineva. Gata, hai. E așa de straniu. Eu nici nu cred să știu pe cineva care s-a reîntors. El e un original. Chiar și vizita lui e ocazie rară. Dar... Să profităm să ne bucurăm, așa? O, Victor, tocmai pentru că este ocazie rară, te rog, dragă, pune puțină muzică și oprește televizorul. Hai, ascultă-mă. Dar de ce, dragă? Și la televizor e tot muzica. Nici n-ai rost să-l închide. Aproape 10 se termină emisiunea. Dar știu, Victor, dar nu mai pot să ascult majurile astea. Hai să oprim televizorul, e ocazie rară. A venit la noi oaspete, Daniel Reinal. Te rog să oprim televizorul ăsta odată. Veronica, te rog, vrei să fii bună să vezi ce-i cu mâncarea? Până discutăm noi. Bine. Cred că aveți foarte multe de vorbit. Nu? Și eu am să mă retrag. Trebuie să văd ce mai e pe la bucătărie. Da, milord. S-au schimbat multe de când ai plecat. Da, da. Foarte multe. Tu ai ajuns sus, Jeana a ajuns jos. Când am plecat eram toți o gașcă, eram asistenți la facultate, nu? Admit că Jean nu s-a încadrat, că n-a intrat în ligă. Iar eu sunt licheaua care a trădat idealurile din tinerețe, da? Asta ar explica faptul că tu locuiești într-o casă ca asta, iar Jean doarme într-o... Ani de zile am încercat să-l conving, să-l apăr. Știi de ce te-am sunat în seara asta? Ca să te conving în calitate de vechi și bun prieten să mai treci încă o dată pe la colegiul ideologic. E atât de greu? Atât! Nu mai pot! Și ca să nu mor de bucurie, mă voi duce spre dânsul. Nu mai pot să ascult masturarea de la televizor. Nu mai pot, nu mai vreau, nu mai știu. Nu mai pot, a rugat, trebuie să mă duc la institut, a rugat să se închidă televizorul, e frică. E frică, înțelegi? A rugat să se închidă televizorul, e frică. E frică și eu nu mai pot să ascult marșurile astea. Bună ziua! Am aici niște aprobări pentru gândul pentru mai târziu. Să vi-l prezint pe domnul Daniel Reinal, autorul cărții, domnul Vanghel. Dânsul o să se ocupe de tehnoredactarea cărții. Și acum vă las, da? Irene, caută gânduri pentru mai târziu. Vezi în alea, vechi de acum 10-12 ani. Hai.
L-ai găsit? Da. Asta e? Da. Da. Litera, grafica, toate astea nu pot fi realizate decât într-o tipografie din provincie. De ce? Pentru că acolo suntem repartizați. Domnul președinte m-a asigurat că într-o lună de zile cartea va fi în librării. Domnul președinte poate fi și este sigur bine intenționat. Dar aici, eu sunt singur în măsură să stabilească situația și data apariției. Și peste cât timp apreciați că va fi tipărită? În niciun caz mai devreme de 5-6 luni. De ce te ascunzi? De frică sau de rușine? Acum am aflat. Ceea ce e mai rău este că nici măcar nu să te putem plăti. Cum să nu mă puteți plăti? Doar am un contract. Ascultă, Daniel, lași impresia unui lord care se plimbă pe străzile Londrei. Vrei, suntem la noi. La noi, în insula Victoriei. Cui ce-i pasă de contractul tău? Acum înțeleg de ce au acceptat să-mi publice cartea fără nicio modificare. Dar tu... De ce m-ai târât în toată povestea asta? De ce m-ai vârât în toată ticăloșia asta? De ce m-ai mințit? Ți-am spus că acum am aflat. Înțeleg că președintele Consiliului Ideologic își face număr fără să clipească. Dar tu? Drept să-ți spun, Danny Boy, nici nu mai știu dacă te-am mințit sau nu. Scriitorul Daniel Reynal, pentru domnul guvernator. Da. Poftiți. Pe aici, vă rog. Mulțumesc. Poftiți. Domnule guvernator, scriitorul Daniel Reynal. Bună ziua. La ce te gândești? Mă gândeam cum o să descriu această întâlnire într-o carte. Până acum n-am zăznit nimeni. Doar poeții și pictorii. Mi-am făcut câteva ode, câteva tablouri, picturi, înțelegi? Dar de-astea, descrieri în cărți, cum le ziceți voi, nu mi-au fost făcute. Te rog, ia loc. Vă mulțumesc. Mi-ai trimis un memoriu. Da. Eu cred că sunt necesare schimbări. Stai. Reforme, legi noi. Să gustăm ceva. Ia. Vezi ce ai scris tu acolo în memoriu? Sunt vise. Vise, da. Care or fi valabile în cărți, dar în viața noastră, viața noastră de zi cu zi, n-au nicio valoare. Ai plecat de mult, poate ai uitat. Domnule guvernator, numai că viața pe care am regăsit-o aici este atât de diferită de viața pe care am întâlnit-o peste tot pe unde am umblat. Așa că trebuie... Dar să revenim la cazul tău. Da. Tu vrei o catedră și o carte, nu?
Înțeleg că nu mai ai nevoie de mine? Cum să nu e nevoie? Dacă scrie o carte despre crescătorii de porci, să zicem. Un reportaj? Nu, nu, nu. O carte adevărată. Una așa, cum îmi spuneți voi. Un roman. Un roman despre porci, da? Nu numai. Ci despre zootehnicieni, veterinari, nu? Sau poate... Vrei să vii aici lângă mine, să-mi scrii discursurile, a? Ce zici? Regret foarte mult, domnule guvernator. Discursurile și porcii nu sunt specialitatea mea. Gata. Ne-am jucat destul. Vreau să pleci, scriitorule. Să pleci înapoi de unde ai venit. Domnul Daniel Reinal? Da, eu sunt. Bună ziua, suntem de la Oficiul Central de Locuințe. Da. Știți, după lege, dumneavoastră dețineți o suprafață locuibilă mult prea mare pentru o singură persoană. Așa că va trebui să închiriez... Nimeni nu mă poate obliga să închiriez. De altfel, etajul a fost distrus la bombardament. Casa dumneavoastră are o poziție strategică, așa că poate fi naționalizată imediat. Am să fac o contestație. La cine să faceți contestație? Ordinul vine de la șeful oficiului. Nu vine, domnule, de la șeful oficiului, vine de la guvernator. Domnul... Ce imaginație jalnică. Să semnez. O să vă aducem pe cineva cum se cade. Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Sunteți, domnule profesor. Nu v-am văzut niciodată așa. M-am pus la patru ace special pentru tine, Cristin. Vreau să-ți fac curte. Glumiți, domnule profesor. Eu sunt o biată cantinieră. La masă săracilor, cum ziceți dumneavoastră. Mai bine dați-mi adeverința că mi-a cerut-o șef. Ce adeverință? Adeverința că sunteți salariat. Păi eu nu sunt salariat. Cum așa? Și din ce trăiți? Din milă. Din mila ta. Nu e aici masa calicilor? Nu mai glumiți, domnule profesor. Aici e cantina orășenească centrală. Aici mănâncă toți cetățenii. Eu nu o să mai pot să vă dau de mâncare dacă n-aveți adeverință. Șeful mi-a zis. Și lui cine i-a cerut? Eu știu, șeful lui. Păi vezi că știi, Cristin. Bine. Du-te și spune șefului tău că s-ai făcut datoria. El o să poată raporta șefului lui și așa mai departe. Da? Știți ce? Spune. Veniți prin dos. Azi o să vă pot da. Dar mâine nu o să mai pot. Mulțumesc. Cetățeni ai insulei, vânzarea liberă... Viitorul e luminos, asta e lozinca noastră. Liga vă propune să luați masa în cantinele orășenești. Domnul Covasnean, doriți un ceai? Cu plăcere. E ultima dată când folosesc acest serviciu. Vă rog să-l treceți pe listă. Da, imediat. Deci vindeți tot? Tot. Îmi pare rău. Zahăr, o linguriță, două? O linguriță. O linguriță. E frig rău? Da. Nu-i nicio speranță să dea căldură. Când a cumpărat toate astea, tatăl dumneavoastră era pe atunci tânăr avocat. Nu toate, dar o bună parte din lucrurile astea eu le-am procurat. Da, da. Haideți, poftiți. Poftiți dincolo. Vreau să vă mai arăt și alte piese.
După ocupație, cum îi zic ăștia, eliberare, mi-au luat magazinul. A trebuit să mă angajez la stat. Uite așa am cumpărat și am vândut tot orașul. Cum adică? Păi de la cei arestați, expropiați, la cei care au preluat puterea. Noua generație de îmbogățiți, democrații. Ah, ia te uite. Cunosc piesa asta. Cristal venețian. Știți ceva, domnule Reinal? Un obiect poate să vorbească, să reînvie amintiri. Uite, noptiera asta nu o să o mai vedeți niciodată. Pe ea își punea mama dumneavoastră peria de păr și cercei. Dar imaginea ei vă va rămâne în suflet și o să vă urmărească până în mormânt. Trebuie să vând. Trebuie să eliberez camera din dos. Și apoi mai trebuie să și mănânc. Da, da. Vă rog. Apocalipsul se apropie. Sfârșit de secol. Nici la institut nu mă mai primesc. Sunt prea bătrân. La revedere. La revedere. O să trimit mâine camionul, dacă o să aibă benzină. Ca întotdeauna îmi pare rău să iau așa totul cuiva. Dar... Asta e. Deci vă aștept mâine, da? Da, încă o casă goală. Uite, așa au distrus tot ce era mai bun în oraș. O țară fără elită nu se mai poate face nimic. Noroc că sunt bătrân. Disperarea și luciditatea nu se exclud. Așa e, vă las. Cu bine, domnule Martin. Ne vedem mâine. Vă salut. Sănătate. Ai umplut infernul cu portocale. Da. Ai uitat și de catedră și de cărți. Ce faci? Ce să fac? Mă îngroapă încet cu știință. Câte puțin în fiecare zi. Am fost de 21 de ori la editor, de 24 la decan, ba chiar și la guvernator. Nu-i rău. Și ce ți-a spus? Mi-a propus să scriu un roman despre porci. Sau să plec în străinătate. Și tu ce faci? Pleci, nu? Prea
rămân. Bine că ai apărut. Aveam nevoie de tine, Jean. De fanatismul tău. Hai, hai să luăm niște portocale. Tu ai ce mânca? Nu prea. Dar nu mă plâng. Am vândut aproape tot. De ce am oarecum ce mânca? Numai copilul ăla mă nebunește. Ce copil? A, nu știu. M-a obligat să-mi chiriez. Am doi chiriași, o femeie și un copil. A, ea e cea care mi-a deschis. Eu credeam că ți-ai găsit o femeie pentru curățenie. Ei bine, copilul ăsta bate tot timpul o minge de tenis pe culoar. Chiar lângă camera mea. De parcă m-ar izbiu în cap. N-am liniște decât aici, la grot. Mă sufoc, Jeanne, mă înțelegi? Mă sufoc. Am impresia că mor de 100 de ori în fiecare zi. Daniel, tu ai nevoie de o femeie. Am întâlnit o fostă, care nu înceta să-mi spună că m-am întors din misiune. A, da. Mi se făcuse greață. Alta. Nu o femeie reală, ci una imaginată. Oh. Orice artist are nevoie, firește, să treacă dincolo. În lumea fantasmelor lui, cu care și trăiește de altfel. Aici la noi nu mai trebuie. Ficțiunea a înlocuit realitatea. În ce formă ești? În ce formă? Preot, soldat în slujba speranței. Sunt bucuros că rămâinilor. Și eu sunt bucuros că te-am regăsit. E? Între timp te-ai convins că ne-au confiscat realitatea, ha? Din păcate, da. Din luptători și pescari am ajuns un popor de strigoi, timizi. Vorbești de parcă tu ai avea o soluție. Soluție n-am, firește. Dar putem încerca ceva, iar tu poți să ne ajuți. Iarăși vorbele tale, Jean. Deci pentru tine eu sunt instigatorul la revoltă, a? Da. Ha! Eu sunt imun la suferință și la teamă. Iarăși vorbe. Da? Îți propun să-l înfruntăm pe guvernator. Noi doi? Da. Du-te la Congresul General. Dacă mă invită, merg. O să te invite, Daniel. 5 minute, te rog, 5 minute. Până te vor întrerupe. Va fi un accident tehnic, nu-ți dai seama. Dar până atunci, te rog, te vor asculta cu toții, corespondenții străini, încearcă. Tu crezi că aici, în insulă, un artist, un intelectual, poate fi ascultat?
Ah, tu erai. Hai, hai, intră. Intră. Ia spune, cum te cheamă? Gregoar. Gregoar. E adevărat ce spune mama? Că tu ești cel mai mare scriitor? Nu sunt cel mai mare, dar sunt scriitor. Nu te cred, n-ai creion. Văd că n-ai hârtie și n-ai cu ce să scrii. Scriu aici, pe urmă trec pe hârtie. Știi, mama zice că tu vii aici ca să scrii, fiindcă eu te deranjez când mă joc. Asta e cam adevărat. Ia spune, Gregoar, tu citești? Da, citesc cărțile de la școală. Și în afară de alea, mama nu ți-a cumpărat și altele de la librărie? Păi, la librărie nu sunt cărți. Sunt numai discursurile guvernatorului. Bine. Hai, du-te în casă. Las că ți-aduc eu ce să citești, da? Mulțumesc, domnul Daniel. La revedere. La violența instituționalizată, a manipulării conștiințelor, a omului considerat și tratat ca obiect, s-a adăugat monopolul absolut asupra societății. Strategia minciunii, nivelarea forțată, marea ficțiune a înlocuit simpla realitate. Cine ești? Cum ai intrat aici? Eu n-am nevoie de nimeni. Cine n-are nevoie de nimeni? Are nevoie de mine. Nu. Stai. Sărută, mamă. Rămâi. Vă rog să ne urmați, domnule Rainal. Aveți cumva un mandat? Nu e vorba de arestare. Sunteți și rămâneți un cetățean liber al insulei. E doar o invitație. Vă rog foarte mult să ne urmați pentru o oră sau două. Noi vă așteptăm la mașină, domnule. Nu vă grăbiți. Poți să pleci? Te aștept, milord. Am făcut un salt în copilăria lumii. Nu mai reușim să înțelegem decât ce atingem cu buzele. Pipăim cu degetele sau ne doare fizic. Cain l-a ucis pe Abel nu pentru pâine, ci pentru glorie. Care e mai teribilă decât foamea? Nimic de zis. Le știi? Intelectuali ăștia. Nimic mai ușor pentru voi decât o... vorbărie de asta deșteaptă. O societate nu se poate naște pe ură și pe... Ai fost puțin prea scurt, după părerea mea. Parcă te-ar fi grăbit cineva. Mi-era teamă să nu fiu întrerupt. Teamă? De ce? Nu te-a întrerupt nimeni. Nu te-a huiduit nimeni. În privința asta, cred că suntem de acord. Nu? Ai fost văzut, ascultat, în toată insula. Tu crezi că am fi putut transforma oamenii dacă ei n-ar fi vrut? Cei mai mulți doresc să fie conduși ca să bată moței liniștiți toată viața. Dacă astăzi i-am lăsat liberi, ei n-ar ști ce să facă cu libertatea. La fel ca păsările obișnuite cu colivia. Le dai drumul, zboară și se întorc înapoi. Am auzit că nu o duci prea bine. N-ai serviciu, n-ai editor, scrii într-un garaj neîncălzit. E adevărat. Și ce ai de gând? Ce să am de gând? Să continui să lucrez și să încerc să înțeleg. Ce anume? Cum se face că același om care mă ține într-un garaj neîncălzit și refuză să-mi publice cărțile, mă invită totuși la el în birou și vrea să discutăm probleme politice? Greșești. Nu te țin eu în garaj.
Păi, nu dumneavoastră conduceți insula? Da, eu o conduc. Sau mai bine zis, am condus-o. Să-ți explic. E o naivitate să crezi că tu conduci doar pentru că te numești guvernator sau președinte. Deasupra puterii e o altă putere. De aceea tot ce e peste capul meu e încurcat și neclar. Tot ce se află sub mine e limpede și organizat. Acum ai priceput cum se navighează în apele puterii. Bine, am să chem să mai stăm de vorbă. Eu singurul care mă spui mereu, am înțeles. Primim bilete dulci. Biletul ăsta a fost singura reacție. Și eu care mă gândeam să pregătesc un memorandum, să-l dau la semnat prin oraș. N-ai înțeles nimic, milord. Tu știi cât de tare m-a bucurat când te-ai întors. Daniel, te-am iubit foarte mult. Și nu o să știi niciodată cât am putut să sufăr după ce ai plecat. Dar vreau să te rog să nu mă obligi să-i chem din nou să mă ia. Viața mea pentru mine nu mai are o prea mare importanță, dar am un copil, am o răspundere. Aș vrea să te rog să nu mai treci pe la mine până nu-ți schimb părerile. Sau măcar până nu te adaptezi la realitatea noastră. Buletinul de identitate. Nu-l port la mine. Atunci permisul de circulație pe timp de noapte. Există și așa ceva? Nici nu știam. Mă bărbosule, tu-ți bați joc de mine? Șeful, am mai găsit unul! Ce-i cu ăsta, mă? Are acte? Nu să trec. Ai acte, mă? Păi eu stau pe aceea. Pe prima la stânga. Poți să le aduc? Ce vorbești, mă? Tu mă crezi? Hai, bărbosule, și tu la dubă. Nu e legal ceea ce faceți. Ce știi tu, mă, despre lege? Domnul Reinal. Domnule.
Vedeți că s-au găsit toate astea asupra dumneavoastră. Vreți să le luați de aici? V-am urmărit discursul la televizor. Păcat de atâta elocință, concizie. Spuneți-mi, chiar nu vedeți realizările de pe insulă? Chiar vedeți totul atât de negru? În ceea ce privește incidentul, responsabilul brigăzilor de ordine va fi sancționat. Am să vă eliberez un permis pentru a putea circula în liniște noaptea. La revedere, domnule Reinal. Bună seara. Bună seara. Cristina, ce-i cu tine aici? V-am adus ceva de mâncare. Îți mulțumesc. Hai, hai, intră în casă, că ai înghețat. Nu intru. Asta-i tot. La revedere. La revedere. Salut! Bună! N-ai venit cu mașina? Mașina de serviciu în fața casei. E prima oară. Te rog. Mă spun, Milord. Ce s-a întâmplat? Faci bagajul? Te-ai decis, deci? Păi să mergem. Nu știam că sunt zboruri azi. Nu la aeroport vreau să mă duci, Victore. Ci la institut. Dar de ce tocmai eu? De ce să facă treaba asta un străin? Prietenul cel mai bun? Gardianul cel mai bun, nu? Azi am primit pentru prima dată de pomană. Mâncare. Nu pentru un bit de fasole te duci tu la institut și nici pentru că faci un pantalon de frică. Te cunosc foarte bine, îți place să fie rău. Nu vrei să-ți refuzi această ultimă tentație, fără să știi ce te așteaptă. Stai, ce vrei să faci? Să cer numărul institutului. Închide, Daniel. Te rog. Chiar ești convins că n-ai altă soluție? Da. M-am gândit zile și nopți întregi. Nu înțelegi că un individ nu se poate opune unui sistem.
Așteaptă-mă puțin, te rog. Bună, Gregoare. Bună ziua, domnul Daniel. Păi, nu ești la școală? Nu, trebuia să mergem la cules porumb, dar mama mi-a scos o scutire medicală. Uite, Greg, eu o să lipsesc mai mult timp. Am să-ți las ție cheile casei. Poți să citești? Ți-am lăsat o listă pe masă. S-a scurs discuri, da? Da. Rămâi cu bine. Mulțumesc, domnul Daniel. Colegi, iată, cursul nostru intră în etapa finală. Așa cum v-am mai spus, metoda mea este antifaustică. Oferim totul, fără a cere nimic. Ciudat. 1000 de ani am cerut și mi s-a dat. Un mileniu de umilință. Acum mi se va da fără să cereți. Totul e să fim uniți, sudați într-un singur eu. Un eu al tuturor, comun. Pentru asta vă propun să începem astăzi cu o ședință de... ideoterapie. O psihoterapie colectivă. Colectivă? Da, domnule Elvi. Cursul nostru începe prin a vorbi în fața celorlalți fără a ascunde nimic. Propun să lăsăm să înceapă pe acela dintre dumneavoastră, ale cărui experiențe sunt mai numeroase și, fără îndoială, cele mai interesante. Mă refer, desigur, la domnul Daniel Renard. Puteți începe cu ce perioadă vreți. Cu oricare parte a vieții dumneavoastră care vi se pare mai interesant. Aproape 18 ore, domnule Reinal. Apoi v-am dus la cabinetul medical. Și acum, dacă binevoiți, vă așteaptă domnul profesor. Domnule profesor, eu am acceptat să vin. Mai bine zis, am fost obligat să solicit să fiu adus. Iar aici mă simt constrâns prin tortură. Nu, la mine. Eroare, dumneavoastră doriți să demonstrați că puteți fi martirizați precum Hristos. Mulțumesc, Maxim, te chemăm mai târziu. Dumneavoastră ați repetat o experiență făcută în școala primară când a stat în picioare 5 ore până la catalepsie, așa cum precizează medicul adus de mama dumneavoastră. De unde știți toate astea? Vă studiez de multă vreme. Bună ziua. Domnilor, v-am chemat ca să-l ajutăm pe domnul Rainal. Luați loc, vă rog. Ceea ce vreau să știți este că eu am citit toate cărțile dumneavoastră. Inclusiv cele apărute în străinătate. Și care la noi nu au fost încă publicate. Am citit ce e drept manuscris. Chiar și... Gânduri pentru mai târziu. Superbă carte. A apărut recent în librării. Îmi pare rău că nu ați putut fi de față la lansare.
Dar mai rămâne de discutat relația dintre noi care împlinește, iată, 3 ani. Erați la Paris. V-ați întâlnit cu un student al dumneavoastră. I-ați cerut informații despre ce se mai petrece pe insulă. După aceea ați transmis complimente pentru băieți. Și la despărțire i-ați spus: o să ne revedem curând, mă întorc acasă. Asta se întâmpla, dacă vă mai amintiți, acum 3 ani. De atunci am început să vă aștept și să vă formez. Nu vă cred, domnule profesor. E, asta e. În institut, domnul Elbi a fost coleg de cameră cu domnul Dösti. S-au înțeles de minune în scrisorile literare pe care dumneavoastră le primeați și pe care eu le organizam la acest birou. În clipa când ați ajuns pe insulă, ați fost preluat de domnul Victor Labri și dumnealui membru în Colegiul Superior. Rapoartele dumisale mi-au fost de mare folos. Bine. Aș vrea însă să știu dacă... dacă și Jean e implicat. Nu. Nu fiți îngrijorat. Domnul Elbi nu e nici măcar membru al Ligii. Ne-a făcut adevărat servicii importante, dar nu din proprie inițiativă. Micheline Rolbon este și ea membra al Ligii? Da. A cerut să fie membra al Ligii imediat ce a absolvit cu... Știu. Aici la grotă vă întâlnesc tot grupul. Jean Victor Marcel. Scena e descrisă în ereticul. Pe atunci vă considerați deja o elită. Individul este antiteza mulțimii. Alegerea unui individ anume îl plasează deja într-o elită, nu? Bineînțeles. Dar într-o elită care trăiește principi pentru ceilalți, nu pentru ea însăși. Eu trebuie să furnizez colectivității asemenea lideri. Ori dumneata ești dintre aceia. Mi-am făcut datoria, așa cum ți-am spus la început, prin metoda mea, antifaustică. Nu cer nimic, în schimb, ofer totul. Bineînțeles, unii înțeleg asta, alții nu. Cele două poziții posibile. Insul unic. Originalitatea absolută și irepetabilă. Asta pare înfitat din Jean. Jean Elbi. Ce s-a întâmplat cu el? Aș vrea să-l revăd. Dacă se poate. Bineînțeles, oricând. Jean este singurul meu eșec grav în 40 de ani de carieră. Un neadaptat incorigibil, un nefericit prin vocație. Eu cred că Jean este un revoltat incorigibil. Puterea îi repugnă, ca și mie de altfel. Daniel, dumneata ți-ai exersat puterea în imaginar pentru că nu ai putut să o câștigi și să o afirmi în real. Dar tentația există, chiar mai chinuitoare decât poți să admiți. Un creator este un puternic fără putere, dar răsucește-l ca pe o mânușă și ai să vezi în ochii lui setea. Imensă și orgolioasă sete de putere. Artistul va dispărea și în locul lui va apărea omul politic. Gata să se cațere pe treptele puterii. Hei! Cine e acolo? E Jean Elbi! E mort. Nu-i mai puteți face nimic. Dispăruse de ieri.
Domnul președinte al Consiliului Ideologic poate intra? Să poftească. Domnul consilier principal al domnului guvernator vă primește. Pardesiu, vă rog. Dragă Daniel, ai avut o idee excelentă cu fresca asta. A văzut-o? A apreciat-o. Ia loc, te rog. Mulțumesc. Vreau să te felicit pentru numirea în postul de consilier principal. Sincer, să știi că nu vreau să-ți cer nicio favoare. În rest, te aștept mereu. Cu ce? Ai uitat? Manuscrisul cel nou. Vreau neapărat să-l public. După numirea ta, asta o să facă bine. Cred că noi avem nevoie de o cultură provenită din mase. Renunțarea la cultul semnăturii. Înțeleg. Ai probleme importante, te las să reflectezi. Încă o dată felicitări. La revedere. Alo? Da? Hei, Michelin, ce s-a întâmplat? Nu mai suna de mult. Cum? E 10 și 10. Un moment. Dar urcă-te, rog, la mine în birou. Vin imediat. Mai sunt atâtea dosare de rezolvat. Imediat. Nu, nu. Nu s-a întâmplat nimic. Nu ne ascultă nimeni, nu-ți face probleme. Știi doar că povestea cu telefoanele nu mai funcționează. Da? Pot să-ți trimit o mașină. Bine, atunci vin eu. La locul știut. Bineînțeles că mi-aduc aminte. Michi, mă bucur că te văd. De ce n-ai vrut să ne vedem la mine? Ei, la tine. Tudore, fii bun. Presupun că eminența Cenușie, creierul orașului, știe că s-a declanșat o anchetă în legătură cu așa zisa grevă morală. Sper că nu ești implicată. Ba da, m-au interogat aproape o oră. Daniel, știi că nu ți-am cerut nimic niciodată. Nici măcar să te însori cu mine. Bine, dar tu detestai căsătoria. Nu știi să citești dincolo de cuvinte. Nu te auzi decât pe tine. Parcă ești făcut numai din orgoliu. Ca orice artist. Ca orice bărbat. Trebuie să vorbești cu guvernatorul să mă scoată, să nu mă mai amestece în toată povestea asta. Bine, îți promit. Jean spunea cândva că ar trebui să-ți înfrângi partea slabă și feminină din tine. S-au făcut deja 4 ani. Aș vrea să cobor aici. De ce? Te conduc. Prefer să merg singură. De jos. Să rămână. Păcat că ai dărâmat farul, Milord.
iubitul meu artist. Visam că-mi reproșezi că nu te-am mai visat. Că te-am uitat. Și de ce te-am uitat? Cu ce o să rămân dacă nici măcar în vis nu te mai am? M-am culcat și cu alții. Credeam că am să te uit. Dar de fiecare dată nu te vedeam decât pe tine. Și îți luam chipul în palme, cum făceai tu. Știi ce înseamnă chinul ăsta? Consilierule, te-am chemat să spun ce vis am avut azi noapte. Poate minul tălmăcești tu. Voi, artiștii, vă pricepeți la deal de-astea. Se făcea că eram întins la mine în pat, mort. Și mâinile îmi crescuseră atât de lungi, că puteam să ies cu ele pe străzi, prin cartiere, prin casele oamenilor, să mă joc cu ei așa cum te-ai jucat cu niște soldăței de plumb. Ce-o fi asta? Cred că este o parabolă a puterii fără sfârșit. Dumnezeu nici n-ați fi putut visa ceva mai potrivit. Puterea pe care ați instaurat-o va dăinui și după dispariția dumneavoastră. Ai dreptate. Oamenii pe care îi formez vor continua ce am început eu. Fiindcă veni vorba de case. Va trebui să te muți într-o casă mare și frumoasă, pe măsura funcției tale. Modestia nu-i bună la nimic. Te ia lumea de prost. Vezi că s-a adunat o mulțime de dosare. De azi încolo va trebui să te ocupi tu de ele. Tocmai vroiam să... Ce? Vrei să încerci ceva? Hai. Dă-i drumul. E vorba de o cercetătoare. Micheline Rolbon. Noi am fost foarte multă vreme împreună, ca și căsătoriți. Acum ancheta pe care ați ordonat-o dumneavoastră a ajuns și la institutul ei și... Stai puțin, milordule. Eu am ordonat ancheta, e adevărat. Dar tu ai avut ideea și a fost foarte bună. Și acum ce-mi ceri? S-o scot de pe listă? Pe unde-i vigilența? Unde-i credința față de ligă și guvernator? Numai dacă această femeie, iubită, soție, mamă sau ce-ți este, va fi pedepsită, numai atunci vei da proba de credință față de ligă și guvernator. Abia atunci poți să vii să mă vezi. Hai, ieși. Domnule consilier principal, permiteți? Te rog. La ora asta curentul electric e oprit și liftul nu funcționează. Nici o problemă. Rămâi la mașină și așteaptă. După ce că n-a dus niciun ban și n-avem nimic de mâncare, nimic! Hai, lasă clanță și lasă ușa deschisă, da, că nu pot nimic, nu rup dracu picioarele pe aici. Ce-ar gura aia dracului? Numai să urli, știi? Atât.
Bună ziua, domnule doctor. Bună ziua. Aveți grijă să nu vă împiedicați. Vă mulțumesc. Doamna Marie Belfond? Da, eu sunt. Sunt Daniel Rainal. Ați locuit la mine în casă un timp. Oh, iertați-mă că nu v-am recunoscut de la început. Poftim, poftim, intrați. Mulțumesc. E cam deranj pe aici. No. De ce aici stați acum? Intrați. Grégoire nu e acasă? Ba da. Vă rog. Vă rog, luați loc. Mulțumesc. Cine e mamă? Vino încoace, Greg. Hai, vino. Bună ziua. Bună, Grégoire. Domnul Daniel. Exact. Am primit memoriu în care te plângi de maestru. Ai avut mare noroc că n-a ajuns la domnul guvernator. Păi la el vreau să ajungă. I l-am adresat personal. Să fi citit că Liga nu-i decât o moară de măcinat vorbe goale? Da, ăsta e adevărat. Greg, te rog. Mamă. Da. Spune mai bine, cine ți-a dat ideea să scrii un memoriu și să-l adresezi direct guvernatorului? Păi chiar dumneavoastră. Nu-i scriați dumneavoastră memorii după care stăteați mereu să pândiți poștașul ca să vă aducă răspunsul? V-am văzut de atâtea ori plimbându-vă până la poartă, cu mâinile la spate, pe sub far, așteptând seri la rând, intrând, ieșind. Domnule Rainald. E tare amărât. An de zile a tot visat să ajungă scriitor ca dumneavoastră. Mamă! Vă aduceți aminte ce m-ați sfătuit înainte de a pleca? Mi-ați spus, ia orice carte din bibliotecă și citește. Mare greșeală, domnule Daniel. Domnule Reinal. Am început să citesc cărți de care nu auzisem până atunci. Nu înțelegeam mare lucru, dar a început să-mi placă. Și vreau să fiu ca dumneavoastră. Ascultam muzică, citeam, scriam poezii. Cred că m-ați nenorocit prin cultură, domnule. Nu asta am vrut de Grégoire. Eu eram destinat să devin un om nou din insula Victoriei. Știi, în ziua când am plecat la institut, tu ai venit în capul scării și m-ai petrecut cu privirea. Acum e rândul meu să te petrec. Nu înțeleg. Ascultă, Grégoire, tu trebuie să pleci de aici. Să părăsești casa, orașul, insula asta. Și unde să mă duc? Oriunde. Daniel. Marcel. Ce faci, milord? Bine te-am găsit. Mă așteptam să te găsesc aici. Știam că ai să fii. Cum să fi știut? De unde? N-am anunțat pe nimeni. Voiam să fie o surpriză. Am aterizat de nici o oră și am venit să te văd. Nici n-am despachetat. De ce ai venit și tu? Să știi că m-am întors numai fiindcă voi erați aici. Mai puțin Jean. Știu, am aflat. M-am întâlnit cu Victor la aeroport. L-aștepta nu știu ce delegație. Spune, cum s-a întâmplat? L-au găsit pe plajă. Nu departe de aici.
Deci, te-ai întors și tu, Marcel. De ce? Vino, vreme. Sunt interesat să reiau săpăturile din nord. O să le ai. La început se cultivă personalitățile care se întorc. Mă bucur că ai ajuns cineva, erai cel mai bun dintre noi. Să știi că nu mai sunt nimic din ce afla tu. Victor spunea că dimpotrivă îți merge foarte bine. Oficial. Așa a fost să fie, Marcel. Tu să te întorci când eu nu mai sunt altceva decât cel din fața ta. Atât. Bine. Am să te lasă. Să treci de seară pe la noi, să bem o tehira. O să se bucure și Cora. O să trec. Neapărat. Mai târziu. Cheese.